Dragii mei, în această zi importantă din viața voastră, nu am putut să fiu prezentă cu voi. Circa 4 ani în urmă am primit această poză în dar de la voi. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Vă salutăm cu mare drag din orașul Bălți. Mă numesc Ghenadi, reprezint compania Surprize la ușa ta. Iar astăzi suntem la restaurantul Gold House și mergem să facem o surpriză pentru Maxim și Victoria din partea mamei, care a hotărât să o surprindă mai deosebit cu aceste daruri minunate. Deci să mergem să vedem reacția și emoțiile. Numele familiei vă declar soț și soție. Dragi tineri, pentru cel mai mare dar dăruit părinții voștri viața, pentru nopțile nedormite, pentru grija ce v-au purtat. Pentru că nu este deloc ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când vrei să trimiți mesaje de la mulți ani, te ajutăm noi cu Surprize la ușa ta. Livrăm dragoste, fericire și emoții. Pentru ca persoana ta dragă să se simtă importantă și iubită. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa ta. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Lasă-ne un mesaj și vom duce dragoste la ușa la care tu nu poți ajunge. Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Surprize la ușa ta. 069 033 222. Felicitări! Mulțumesc! De astăzi promiteți-vă unui altul de spate totul în comun. Neseli de nimeni, de bunăvoie, de astăzi să deveniți o soție devotată, fidelă, pentru domnul Maxim. Desigur! Cu mare drag. Astăzi am venit să vă aducem o surpriză din partea unei persoane care a hotărât să vă surprindă mai deosebit. O persoană care nu a putut să vie astăzi, dar ne-a trimis pe noi. Acest buchet este pentru dumneavoastră cu mare drag, vă rog frumos. Dar numele la persoană. Acum o să vă spun. Aici este pentru dumneavoastră ceva, ne-a rugat să vă transmitem. Eu cred că dacă vă dau poza, să vă aduceți aminte că era o poză mai mică când cuiva i-ați dat-o, cu 4 ani în urmă. Da, da. Așa, este mulțumesc. Pentru dumneavoastră. Și este un mesaj, dacă îmi dați voie să dau citire, da? Dragii mei, în această zi importantă din viața voastră, nu am putut să fiu prezentă cu voi. Dar am venit cu o surpriză frumoasă. Circa 4 ani în urmă am primit această poză în dar de la voi. O poză foarte frumoasă de toamnă, din relația voastră ca cuplu. Erați tineri frumoși și nevinovați și vă țineați de mână la fel ca astăzi și presupun că sunteți cea mai fericită pereche. Și iată că astăzi, o altă zi specială și frumoasă de toamnă, când voi, dragii mei, la fel tineri și frumoși ca niciodată, ținindu-vă de mână, v-ați unit destinele la fel de uniți, să mergeți până la urmă, la bine și la greu. Eu vă iubesc și chiar dacă astăzi nu sunt lângă dumneavoastră, vă iubesc nespus de mult. Mare drag, știți de la cine a venit. Chiar dacă nu este lângă dumneavoastră, să știți că vă iubește foarte mult. Și aceste cadouri frumoase au venit pentru dumneavoastră. Mersi mult.
Și să știți că la mii de kilometri acolo unde se află, pentru ei este o sărbătoare importantă. Și o sărbătoresc acolo și vă urez tot ce e mai frumos în viața dumneavoastră. Casă de piatră și doar clipe frumoase și o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc! Cu mare drag!